Salutare tuturor și bine ați venit la un nou video! Sunt Dolul Puzzle sau pe nume adevărat Cristian Leana, iar în video de astăzi o să vă prezint finger trick-uri pentru cubul Rubik. Mulți dintre voi ați vrut acest lucru și am zis hai să fac și un astfel de video. În primul rând, ceea ce vreau să vă zic despre finger trick-uri. Acestea cel mai bine se învață în mod natural, și anume, rezolvând cubul și având un cub de viteză care se poate roti cu un singur deget. Uitați! Și acestea vin natural, finger trick-urile astea, adică trucurile astea din deget. De-aia vă sfătuiesc, dacă vreți, cel mai bine e să încercați să rezolvați cât mai mult și în timp o să vă vină și finger trick-urile. Și o să vă vină natural. Dar dacă vreți să vedeți cum fac eu anumite finger trick-uri, că poate vă e mai ușor așa să învățați la unii dintre voi, o să vă arăt acum câteva. Așa, în primul rând, de exemplu, dacă avem de rotit stratul de sus, ținem cubul așa, normal îl rotim așa, spre dreapta și spre stânga. Dar, dacă vrem să rotim, să zicem, de două ori stratul, eu fac de obicei așa, de două ori, cu un singur deget. Unii fac, uitați așa, cu două degete. Una, două. Una, două. Deci, cum vă e mai ușor? Eu, sincer, nu pot să fac așa. De exemplu, dacă am de făcut RU2, adică așa și așa, eu fac așa, de două ori, nu fac așa. Dar cum vă e mai ușor? Acum, dacă aveți de rotit stratul de jos, să zicem că ați făcut așa și aveți de rotit stratul de jos, folosiți-vă degetul acesta și acesta. Uitați de exemplu așa, rotim stratul de sus și apoi ăla de jos. Observați? Și invers în partea cealaltă. Deci folosiți-vă și de degetele astea. Acum, am văzut unii care folosesc și cu degetul mic. Eu, sincer, nu-l folosesc la nimic, la absolut nimic. Așa că... nu știu, dacă vouă e mai ușor, puteți să-l folosiți, dar eu nu-l folosesc la absolut nimic. Da, haideți să vă arăt un algoritm care mută trei colțuri, e de la metoda de începători. Este acesta. O să-l pun și pe ecran. Uitați, îl fac mai încet prima dată. Așa. Și așa. Ei, puteți să-l faceți în genul ăsta. 1, 2, 3 și acum de două ori cu ăsta, 4, 5, 6, iar de două ori cu ăsta. Uitați ce frumos s-a făcut. Și acum pe repede înainte. Ați văzut? Deci, 1, 2, 3 și acum fac de două ori așa, 4, 5, 6 și a șaptea așa. Și se poate face foarte ușor și foarte repede. Așa fac eu algoritmul ăsta și îl fac destul de repede. La sfârșitul videoului o să vă arăt un truc super șmecher pentru începători și pentru avansați. Cum fac eu să rotez cubul foarte repede și să se întoarcă la forma inițială. Ce algoritm mai să vă mai arăt? Da, permutarea T de la metoda de avansați. Vă las algoritmul pe ecran. Este așa și așa o fac eu. Am făcut-o încet, acum repede. Am făcut-o de două ori. Uitați, încă o dată, încet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Așa fac eu permutarea T. Haideți să mai vă arăt cum rotiți stratul din mijloc. Să zicem că aveți de rotit stratul ăsta. Cel mai simplu, folosiți ambele degete. Uitați, folosiți ăsta și apoi ăsta. Amândouă. Uitați cum se vede. Hap. Faceți două rotiri. E super mișto și e un algoritm care folosește aceste mutări. Algoritmul acesta. Care mută muchile astea. Astea așa și astea așa. Patru muchi. Și uitați repede cum se face. Încă o dată. Așa și acum pe repede. Așa îl fac eu și e foarte folositor. Ia să mă mai gândesc eu ce mai vreau să vă mai arăt. În rest, cam astea ar fi niște... V-am arătat niște algoritmi diversi care cuprind mai multe feluri de a roti cub, de a mânui cubul în mână. Alți algoritmi nu mai am. Eu mai am un algoritm foarte ciudat. Stați așa să vedeți. Da, uitați acesta. Deci,
E un algoritm care mută astea două. O să vi-l las și pe ecran. Puteți să puneți o pauză să-l vedeți. Și eu îl fac așa, gen una, două, deci una, două, trei, patru, cinci, șase, șapte și aici îl fac invers cu ăsta, uitați. 8. E foarte ciudată mutarea asta, de obicei nu prea se folosește, dar eu așa am învățat să o fac. 8 și acum 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Iar la fel cu același deget invers. Pentru că am mâna într-o poziție ciudată și nu pot să fac cu degetul ăsta invers când ajung în poziția aia. Și uitați cum vine. Stai așa, l-am făcut greșit. Acum, da. Observați? 16 mutări. Uitați. Deci 16 încă o dată. Îl fac mai încet să mai vedeți o dată. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Așa. Și așa îl fac eu. Și asta vine în timp. Și a venit natural, adică nu am învățat de undeva cum să fac asta. Doar la algoritm unde chiar nu-mi venea și m-am strofocat să fac anumite mutări mai ușor și nu găseam un mod ușor de a executa algoritmul, acolo, da, m-am uitat și eu pe internet la alții să văd, bă, cum face cu tăriță algoritmul respectiv. Acum hai să vă arăt un algoritm super șmecher. Cum fac eu, uitați, mai fac eu un video și să face la loc și îl fac foarte repede. Vedeți? Așa. Păi îl fac gen astea-s mutările. L, F prim, L prim, U. Astea patru și le fac în continuu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Astea-s mutările. Le fac de 6 ori. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Deci de 6 ori cele 4 mutări. Vedeți? Ăsta mi se pare foarte rapid și ușor de făcut. Dacă vreți să faceți niște mutări foarte rapide și care să arate mișto. Oricum, cam atât pentru video de astăzi. Sper că vi s-a părut interesant ceea ce v-am prezentat și sper că ați învățat ceva nou și sper că vă e de folos. V-am zis că eu consider că se învață cel mai bine natural lucrurile astea. Adică nu trebuie să le învățați de undeva toate fingertrick-urile. Măcar câteva, da, puteți să le învățați de undeva unde nu știți cum să faceți. Dar în general se pot învăța natural făcând la cub în continuu. Dar pentru cei care nu au găsit anumite cazuri sau nu știu cum să rotească cubul mai ușor, aveți acum video acesta care v-am arătat cum folosesc eu și degetul ăsta, și degetul ăsta, și degetul ăsta, și degetul ăsta, iar pe ăsta nu-l folosesc deloc, nici pe ăsta. Deci da, cam atât pentru video de astăzi. Vă mulțumesc pentru vizionare, vă doresc o zi frumoasă și să ne vedem cu bine la video următor, sâmbătă ca de obicei. La revedere!